Acuzații grave la adresa unui polițist timișorean angajat la IPJ Timiș. Acesta a fost ridicat de lucrătorii de ICOT după ce a oferit mai multe ponturi unei grupări de spărgători de locuințe de lux. Omul legii a avertizat pe infractori că locuințele lor vor fi percheziționate, iar aceștia le-au scăpat printre degete anchetatorilor. Polițistul este acuzat acum de procurorii de ICOT de favorizarea făptuitorului, divulgarea de informații nepublice și luare de mită. Anchetatorii au descoperit că el le oferea contracost informații membrilor rețelei de spărgători de locuințe de lux. Polițistul i-ar fi ajutat pe hoț să-și aleagă victimele și afla informații despre locații în care sunt sume mari de bani. Omul legii verifica în baza de date persoanele care urmau să fie prădate și astfel infractorii foloseau informațiile pentru a lovi la sigur. Polițistul timișorean urmează acum să fie prezentat magistraților de la Tribunalul Timiș cu propunere de arestare preventivă pentru următoarele 30 de zile.